Vă salut cu drag și vă spun bine ați venit în această seară la conferința de creaționism. Dumnezeu să vă binecuvinteze, ne bucurăm de prezența voastră și dorim ca acest timp pe care îl petrecem împreună să fie un timp în care întrebările să-și primească răspuns, în care să fim provocați fiecare dintre noi și să plecăm acasă de aici mai bogați decât așa cum am venit. Înainte ca să dau locul la cei care vor avea o scurtă introducere pentru seara aceasta, aș vrea să vă spun că este un număr de telefon. E de fapt un număr de modem, nu are rost să sunați pe numărul ăsta că nu o să răspundă nimeni. Dar acest număr de modem este special pentru sesiunile de întrebări și răspunsuri. La sfârșitul fiecarei sesiuni vor fi 20 sau 30 de minute de întrebări și răspunsuri. Așa că dacă în timp ce ascultați prelegerea doriți să spuneți ceva, să faceți un comentariu sau să puneți o întrebare, vă rog să vă notați acest număr de telefon în telefonul vostru, transmiteți SMS către acest număr de telefon, noi îl preluăm și după care prelucrăm mesajele. Ele nu o să putem să transmitem toate întrebările către cel ce vorbește. O să luăm câteva dintre ele și o să le transmitem în față ca să se primească răspuns. Așa că notați numărul 0726-303-840. Aș dori să invit în față pe Florentin Clipa, care a fost unul dintre promotorii acestui eveniment. Era în state, era la Muzeul Creației, discutase cu Ken Ham și a zis, ne-a sunat de acolo și a zis: Adi, nu vreți să faceți o conferință pe creaționism în Cluj? Și am zis, cum să nu? Așa că, Florentin, te invit în față să ai un cuvânt pentru noi la început în această seară. Mulțumesc, Adi. Stimată asistență, dragi profesori, dragi studenți și dragi elevi, vă spun și eu un călduros bun venit la conferința pe creaționism organizată prin organizația Answers in Genesis. De asemenea, din partea română, Asociația Cristia, de asemenea, vă salută și bisericile evanghelice din Cluj. Ne bucurăm mult să oferim acest eveniment în acest an, în special când Clujul este capitală europeană a tineretului și pentru că aveți așa de multe evenimente, ați avut deja unul de amploare în sfârșitul lunii mai. Acum ne gândim la ceva mai specific în domeniul apologeticii, pe această latură a creaționismului, un braț puternic al apologeticii creștine și în aceste două zile planificăm să vă oferim expuneri argumentate foarte bine, biblic și științific. Și sperăm ca aceste două zile, aceste expuneri pe care le veți avea, să vă îmbogățească cunoștințele, să vă ajute în înțelegerea lumii înconjurătoare, a felului în care a apărut viața pe pământ și, desigur, pentru că noi susținem creaționismul, să vă ajute să înțelegeți mai bine pe cel care a creat toate lucrurile și să puteți să vă sedimentați mai bine o învățătură cu privire la lume și viață. Cu toate că suntem la răsăritul unor vremuri creaționiste în România, sperăm ca aceste vremuri să devină din ce în ce mai însorite și sperăm ca prin paginile de web care deja încep ca să pornească, să fie vizibile online și prin evenimentele pe care le vom organiza să vă oferim o învățătură de bună calitate creștină. Sper ca să avem două zile frumoase, binecuvântate și vă mulțumesc pentru că ați venit la evenimentul nostru. Am început să primim SMS-uri. Mulțumim pentru întrebările care se transmit. Doar aș vrea să fac o scurtă observație. Această conferință are 6 sesiuni. Posibil că știți deja
ordinea sesiunilor. Dacă nu, vă invit pe pagina de Facebook sau pe site-ul creat special pentru această conferință. Atât pagina de Facebook cât și site-ul se numesc creaționismștiințific.net. Da? creaționismștiințific.net și site-ul și pagina de Facebook. Acolo o să găsiți programul conferinței, ordinea sesiunilor, pauza dintre ele. Și aș dori să vă spun că ne-am bucurat ca întrebările să fie specifice în zona de discuție a sesiunii respective. Adică mâine dimineață vom discuta la prima sesiune despre potop, dovezi și discuțiile în jurul potopului. La miaz va fi fosilele și dinozaurii. Dacă întrebările vor veni despre dinozauri la potop și despre potop în această seară, le vom selecta doar pe cele care au de-a face cu subiectul sesiunii din momentul respectiv. Așa că rugămintea noastră este să transmiteți întrebări specifice cu sesiunea care va fi dezbătută. În continuare am să-l invit pe Rea Brudan să aibă un cuvânt. Rea este unul dintre oamenii din echipa cu care am pregătit această conferință. Gândul existenței lui Dumnezeu este un gând tulburător. Oricum ai pune eu, este un gând tulburător. Dacă cumva crezi în Dumnezeu și asculți de El, ești tulburat, pentru că începi să te întrebi cum este acest Dumnezeu, ce așteaptă de la mine, îi împlinesc eu așteptările. Sunt alții care îl ignoră complet, dar din când în când, vocea aceea, acel sentiment al existenței lui Dumnezeu îi tulbură și pe aceștia. Și din când în când, gândul le taie calea și se tulbură. Dar dacă totuși există? Dar dacă totuși există? Sunt alții care spun că nu cred în existența lui și cu toate acestea ridică pumnul și îl blastămă și se revoltă și își permite o mulțime de lucruri. Ideea este că, indiferent dacă crezi sau nu crezi în Dumnezeu, gândul existenței lui pe undeva, cândva, te va tulbura. Dar dacă totuși există. Gândul existenței lui Dumnezeu tulbură așa de mult încât Dumnezeu a fost scos afară din mediul academic. Dumnezeu a devenit un soi de persona non grata. El nu mai are ce căuta în mediul academic. Credința este ceva de scos afară. Știința este cea care trebuie ascultată. E bine, cum spunea Werner von Braun, un mare om de știință, știința și religia sunt surori. În timp ce una învață despre creație, cealaltă învață despre creator. În aceste zile, astăzi și mâine, veți călători împreună cu doi oameni de știință care vor căuta și vor arăta, vor argumenta într-un mod foarte profund și foarte științific existența lui Dumnezeu și implicarea lui în creație. Aș vrea doar să setez scena în felul următor. Fără să fii un om de știință, trebuie să-ți pui câteva întrebări. Nu se poate să nu-ți pui câteva întrebări. Fără să fii un om de știință, știi că ceva nu se naște din nimic. De exemplu, am venit cu acest instrument în mână. Vi-l arăt și vă puteți uita la el. Nu cred că există un om aici care spune, sau ar putea să spună că acest instrument a apărut de la sine. Orice om cu o gândire de bun simț va spune, acest instrument a fost creat. Al doilea lucru, te uiți la acest instrument și te întrebi imediat a doua întrebare. Da, a fost creat de cineva, dar pentru ce? Care e rostul lui? Și începi să-ți bați capul care o fi rostul acestui instrument. Și poți să încerci să studiezi cât vrei de multe. Poți uita la el. Poți să învârți puțin de manivelă. Vezi că are o mică menghină aici jos. Vezi că are niște elemente care se mișcă. Stai și te uiți la ele și îl studiezi și îl împarți și îl categorisești și vezi materialul și te gândești la funcționalitatea lui și
cu toate astea, nu prea îți dai seama despre ce e vorba sau ce ar putea face. Așa că, a treia întrebare care ți-o pui, prima a fost, cineva l-a făcut? Cine l-a făcut? A doua întrebare este, care e rostul lui? Și pentru că nu poți să-i dea un răspuns clar, cel mai logic lucru de făcut care este? Fie să-l întrebi pe inventator la ce se folosește, fie să iei manualul de instrucțiuni inspirat de inventator, ca să vezi la ce-i bun. Așa este și cu noi, cu omul. Cineva ne-a creat, ne-a creat pentru un scop și umblăm prin lumea academică deocamdată, sau la vârsta aceasta. Umblăm prin lume și ne tot întrebăm care e rostul meu, pentru ce sunt aici. Niciodată nu-ți vei găsi rostul vieții uitându-te înăuntrul tău. Îți vei găsi rostul vieții apelând la Creator și întrebându-L de ce m-ai făcut. Și acum, ca să nu vă las cu o mulțime de întrebări grele de răspuns, dați-mi voie să vă arăt și la ce se folosește instrumentul ăsta. Instrumentul este, dacă vreți, un curățător de mere, dar foarte special. Așa că priviți-l. Curăță mărul până la capăt, îl feliază frumos. Și dacă merg suficient de mult, îi scoate și cocianul afară. Așa că, fetelor, dacă aveți chef de gătit, cumpărați un astfel de instrument. Nu l-am inventat eu. De fapt, nici nu cred că îl veți găsi pe aici, pe undeva. Am vrut doar să subliniez un lucru. Vedem o lume lângă noi, vedem o lume în noi. Cineva a creat-o. Pentru ce? Haideți să călătorim împreună cu invitații noștri zilele astea, să învățăm mai mult. Și dacă Dumnezeu va vrea, ne va tăia calea cumva, poate unora dintre noi, ca să-L vedem și să-L cunoaștem. Pentru că El este incomprehensibil, dar în același timp se lasă, se face cunoscut într-o anumită măsură. La aceasta vă chemăm zilele astea. Mulțumesc! Mulțumim, Ray, pentru felul în care ne-ai prezentat lucrurile. Primul vorbitor din această seară este profesorul Andy McIntosh. Cei dintre voi care nu ați reușit să citiți biografia dumnealui de pe internet, vă spun doar atâta că a fost profesor la Universitatea Leeds, a primit titluri de profesor emerit în momentul în care și-a încheiat cariera universitară. Este în continuare profesor vizitator specializat în cercetare, în termodinamică și teoria combustiei. A predat și a făcut cercetare în aceste domenii de peste 30 de ani și deține un doctorat în științe de la Universitatea Wales și are un doctorat de la Creamfield. Este colaborator la Institutul de Fizică, Institutul de Matematică și Societatea Regală de Aeronautică. În prezent predă seminarii în multe țări pe subiectul originilor. Și ne bucurăm că în această seară va deschide prima sesiune cu un astfel de subiect. Vă rog să-l aplaudați pe domnul profesor Andy McIntosh. To thank all the organizers for mounting this conference. Vreau să mulțumesc tuturor organizatorilor pentru organizarea acestei conferințe. And I particularly want to thank Daniel first of all for translating. Vreau să mulțumesc mie pentru traducere. But pastors Adrian, Florentin and Costel. Pastorul lui Adrian, Florentin și Costel. And Pastor Ray, I'm not going to forget that, what you just demonstrated. Și pastorul lui Ray, nu voi uita ce ai arătat mai înainte. Very good. Foarte bine. It's given me ideas. Mi-a dat idei. For my own talks. Pentru propriile mele discursuri. So, can I also thank Alex and Philip and others who have been helping to make sure that this conference
really goes well. Vreau să mulțumesc și lui Alex și Filip și altora care s-au asigurat că această conferință merge bine. And can I encourage you to be in touch with the local creation group here? Și aș vrea să vă încurajez să păstrați legătura cu grupul local de creaționiști. Trian Todot runs regular creation ministries in conjunction with Ray and Trian, others. Organizează în mod regulat întâlniri de creaționism împreună cu Ray. And I do want to acknowledge Trian, who's done a huge amount of work over the years seeking to encourage the churches here to believe in creation. Și vreau să-mi arăt recunoștința în mod special lui Trian, care prin munca lui a încurajat bisericile să înțeleagă mai mult creaționismul. So tonight I'm going to be speaking about the biblical reasons why creation is so important. În seara asta vreau să vorbesc despre motivele biblice pentru care creația este așa de importantă. And I particularly want to stress today it's the biblical issues for me. Tomorrow I will speak on the rocks. Și vreau să scot în evidență că astăzi prezentarea mea va fi mai mult legată de probleme biblice, de chestiuni biblice, și mâine va fi legată de roci. And of course, as you know, Terry Moulton is going to be speaking on some of the science tonight and tomorrow. Și așa cum știți, Terry Moulton va vorbi în seara asta și mâine despre aspecte științifice. There is a big religion which has really invaded Europe and much of Western Europe and Eastern Europe. Există o mare religie care a invadat Europa și mare parte din Europa estică, de est. As you go further east, it's interesting that less people really believe this. Cum mergi mai mult spre est, îți vei da seama că tot mai puțin oameni chiar cred asta. I've just been in China and the number of people who listen avidly to creation and intelligent design being explained is very great. Am fost în China și numărul de oameni care ascultă în mod avid explicațiile creaționiste și despre designul inteligent este foarte mare. So we need to be careful if we think that the center of science lies in the West or in Europe. It doesn't. Deci trebuie să avem grijă dacă credem că centrul științei este în vest sau în Europa, pentru că nu este. We will probably find that new ideas and new science follows where people actually believe in the creator. Ne vom da seama că idei noi și interesante chiar vin de acolo, de unde oamenii chiar cred în creator. Because believing in a creator opens up new areas of research, which I will speak about tomorrow. Pentru că să crezi într-un creator deschide noi orizonturi de cercetare despre care voi vorbi mâine. So I'm going to speak tonight about four issues which are crucial. Voi vorbi în seara asta despre patru aspecte care sunt cruciale. No death before the fall. Nu exista moarte înainte de cădere. Creation was by God's spoken word. Creația a fost înfăptuită prin cuvântul rostit al lui Dumnezeu. Adam was not made from pre-existing living creatures. Adam nu a fost făcut din creaturi vii preexistente. And the flood was global. Și potopul a fost global. So what I'm saying tonight is primarily to those of you who are already Christians. Deci ceea ce voi spune în seara asta este în primul rând pentru cei dintre voi care sunt deja creștini. But you may be tempted to say, well, I can we not have creation and evolution? Dar putea fi tentat să spui bine, dar nu putem să avem și creație și evoluție. And I want to show you that that really does not work. Și vreau să vă arăt că asta nu prea funcționează. So we look first of all at this important doctrine that the Bible teaches, which is no death before the fall. Deci ne vom uita prima dată la această importantă doctrină pe care ne-o învață Biblia și anume că nu a existat moarte înainte de cădere. And it's very important that it's in the New Testament that we get a lot of guidance as to how to understand the Old Testament. Și e foarte interesant că în Noul Testament găsim foarte multe indicații despre cum să înțelegem Vechiul Testament. It says in Romans 6 verse 23,
the wages of sin is death. E scris în Romani 6:23, pentru că plata păcatului este moartea. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Dar darul lui Dumnezeu este viața eternă prin Iisus Hristos. Our Lord. So we know that that truth is very important when it comes to salvation. Deci noi știm că acest adevăr este foarte important atunci când e vorba de mântuire. But this has great bearing on the importance of creation. Dar în același timp pune și mare accent, mare greutate pe importanța creației. Because when Christ died on the cross, he took the price for sin. Pentru că atunci când Hristos a murit pe cruce, el a plătit prețul pentru păcat. So we need to understand that the penalty for sin is death. Deci trebuie să înțelegem că pedeapsa pentru păcat este moartea. But evolution teaches, dar evoluția ne învață, that some ape-like creature was somehow evolving into man. Că o creatură care semăna cu o maimuță cumva a evoluat în om. But you see, that's not what the Bible teaches, and it's not what the theology of the Bible particularly teaches. Dar vedeți, nu asta ne învață Biblia și în mod special nu asta ne învață teologia Bibliei. It's the New Testament which shows to you that that is an impossible position. Noul Testament îți arată că asta este o poziție imposibilă. This is the true position. Asta este poziția adevărată. That man took and disobeyed God in taking the fruit. Că omul nu l-a ascultat pe Dumnezeu luând din fruct. And this led to death. Și asta a dus la moarte. Now when we come to the Lord and his death on the cross, atunci când ajungem la Iisus și moartea lui pe cruce, the Lord Jesus uttered seven sayings when he died on the cross. Domnul Iisus seven sayings, they're up there. Sunt șapte sayings, statements. Ziceri pe care le-a spus. Okay, seven statements. Da, șapte luări de poziție. When he uttered these seven statements, când le-a emis aceste șapte, they are very significant. Sunt foarte semnificative, importante. And the one which is probably the most significant is this one. Și acesta este probabil cel mai semnificativ. After the Lord Jesus Christ was 3 hours in darkness, and before that, 3 hours in light. Înainte de asta, Domnul Iisus a fost 3 ore în întuneric și 3 ore în lumină. 6 hours he was on that cross. 6 ore a fost pe cruce. When the sun should have been at its brightest, it went out. Când soarele trebuia să fie cel mai strălucitor, atunci s-a terminat. After that, there was darkness and very little, if anything, was said at all. După asta a fost întuneric și foarte puține sau nimic nu s-a mai spus după aceea. Then it says, at the ninth hour, which is right at the end of the darkness. După aia a spus, chiar la sfințit, deci chiar la răsărit, chiar la sfârșitul întunericului. And I want you to now see, if you're a Christian, the connection of creation with the cross. Și vreau acum, dacă ești creștin, să vezi legătura între creație și cruce. Jesus now cries out with the fourth saying, my God, why have you forsaken me? Iisus atunci strigă și spune, Doamne, Doamne, de ce m-ai părăsit? He now takes the full weight of my sin. El acum ia asupra lui întreaga greutate a păcatului meu. He is separated from his father. El este separat de tatăl lui. He is still God the Son. El este încă Dumnezeu Fiul. And God the Father is distant but not in fellowship anymore with Jesus because of my sin. Dar Dumnezeu Tatăl nu mai este în părtășie cu Iisus din cauza păcatului. Nu mai este împreună. This is spiritual death. Asta este o moarte spirituală. This is the full weight of separation from God for sin.
Asta este întreaga greutate a separării de Dumnezeu din cauza păcatului. Jesus takes in his own body in 3 hours of darkness what would have taken me an eternity in hell. Iisus a luat asupra lui în 3 ore de întuneric ceea ce mie mi-ar fi luat o eternitate în iad. And he then says, I thirst, and then he says, it is finished. Și apoi spune, îmi e sete, și apoi spune, s-a isprăvit. And all these are said one after the other. Și toate acestea au fost spuse una după alta. And then he says, și apoi spune, into your hands I commit my spirit. În mâinile tale îmi dau sufletul, spiritul. And he now addresses God as his father again. Și acum vorbește din nou cu Dumnezeu, cu tatăl lui. So what I want you to see is that on the cross there are 2 deaths. Deci ceea ce vreau să înțelegeți este că pe cruce au fost 2 morți. Genesis 2 verse 17 says, in the day that you eat thereof, you will surely die. În Geneza 2 cu 17 spune că în ziua în care vei muri, în care vei mânca din fruct, vei muri cu siguranță. Adam immediately experienced separation from God. Adam imediat a trăit separarea de Dumnezeu. Which was in danger of becoming final eternal separation if he did not repent. Ceea ce exista un pericol să fie o separare finală eternă dacă nu se pocăia. 900 odd years later Adam and Eve physically died. După 900 de ani Adam și Eva în mod fizic au murit. It's exactly the same on the cross. Este exact la fel pe cruce. Jesus takes the penalty for my sin. Iisus ia pedeapsa pentru păcatul meu. And death is separation from God. Și moartea este separare de Dumnezeu. Because he is the infinite son of God, what would have been an eternity for me is over in 3 hours. Din cauza că el este fiul lui Dumnezeu, ceea ce pentru mine mi-ar fi luat o eternitate, pentru el e doar 3 ore. But if Jesus was not paying for physical death, dar dacă Iisus nu ar fi plătit moartea fizică, then why did Jesus physically die and dismiss his spirit? Atunci de ce a murit Iisus și fizic și și-a dat Duhul? If in the Garden of Eden the only penalty was spiritual death, dacă în grădina Eden singura pedeapsă a fost moartea spirituală. And many Christians in seminaries in England and America teach this. Și mulți creștini în seminarii în America și în Anglia predau lucrul ăsta. Even John Stott, chiar before John Stott, he died, înainte să fi murit, was teaching this. Preda acest lucru. Very great evangelical leaders teach that Adam only suffered spiritual death. Mari lideri evanghelici predau lucrul ăsta, că Adam a suferit doar o moarte spirituală. But if that was the case, why did Jesus then say, into your hands I commit my spirit and physically die? Dacă ar fi fost așa, de ce Iisus a spus, în mâinile tale îmi dau Duhul și apoi a murit fizic? The reason is because the penalty for sin was spiritual and physical death. Have you got it? Motivul a fost pentru că pedeapsa pentru păcat a fost moarte spirituală și fizică. Ați înțeles? Have you understood? This is biblical theology. Ați înțeles? Asta este teologie biblică. And unless you embrace this biblical theology, you will not grasp the importance of creation. Și dacă nu înțelegi teologia asta biblică, nu vei apuca importanța creației. Creation is not just a side issue. Creația nu este doar un fel secundar. It's actually, if you believe evolution, it undermines the teaching about the cross of Christ. Și dacă crezi evoluția, asta subminează învățătura legată de crucea lui Isus. Because if Jesus was only dying for spiritual death, pentru că dacă Isus ar fi murit doar o moarte spirituală, then all he needed to do was, having said it is finished, atunci tot ce trebuia să facă era să spună s-a isprăvit. He just simply calls 10,000 angels and he goes to heaven. Chema doar 10,000 de îngeri și mergea în rai. Because it finished, it's done. Pentru că s-a terminat, s-a isprăvit.
But the reason he didn't do that, dar motivul pentru care nu a făcut asta, is because there was another aspect that he had to pay for. Era că pentru că mai era un aspect pentru care trebuia să plătească. He had to buy me and you the right to a new physical body. A trebuit să-ți cumpere ție și mie dreptul la un nou trup fizic. If Jesus did not die physically, then he would not have given me the right to a new physical resurrection body. Have you understood? Dacă Iisus nu murea fizic, nu mi-ar fi dat mie dreptul la un trup nou înviat. Ați înțeles? If you put an evolution in there, you've lost the real meaning of the cross of Christ. Dacă introduci acolo cumva evoluția, atunci pierzi în adevăratul înțeles al crucii. All the way through Genesis 1 it says good. Good. Good all the way through. În toată Geneza capitolul 1 în continuu spune bun, bun, bun. E bine. And then in verse 31, și apoi în versetul 31, it comes to the seventh statement of good. Vine a șaptea expresie a binelui. And seven is the perfect number. Și șapte este numărul perfect. God has made things full of patterns. It is true in Genesis 1. Dumnezeu a făcut totul plin de full of patterns. Pattern. De patterns, a tipare, plin de tipare, pattern. Da. But that does not mean it's poetry. Asta nu înseamnă că e poezie, chiar dacă sunt tipare frumoase. The Holy Spirit inspired Genesis 1. Duhul Sfânt a inspirat Geneza 1. To be one of the most grandest statements opening the Bible. Să fie una din cele mai mari expresii de deschidere a Bibliei. And it's full of wonderful teaching. Și e plină de învățături minunate. And it says God saw all that he had made and behold it was very good. Și Dumnezeu și spune că Dumnezeu a făcut toate astea și iată sunt bune. There was nothing out of place. Nu era nimic ne la locul lui. There was no death and suffering. Nu exista moarte și suferință. Everything was wonderfully perfect. Totul era în mod minunat perfect. So that means, deci asta înseamnă, that we cannot accept the idea that there could have been suffering there. Deci asta înseamnă că nu putem accepta ideea că putea exista suferință acolo. Because it says, pentru că spune, that, sorry, we've lost the this I thought it was correct. We've lost these words here in the translation. But it says in 1 Corinthians 15 and verse 21. Zice în 1 Corinteni 15 în versetul 21. 1 Corinthians 15 says, for since by one, let me just quote it correctly. For since by man came death, căci dacă moartea a venit prin om, by man came also the resurrection of the dead. Tot prin om a venit și învierea morților. For as in Adam all die, și după cum toți mor în Adam, so all in Christ shall be made alive. Tot așa vor învia toți în Hristos. So there is the teaching in 1 Corinthians 15. Deci asta este învățătura din 1 Corinteni 15. That death is physical as well as spiritual. Moartea este în aceeași măsură fizică cât și spirituală. Just as the resurrection is not just spiritual, obviously, it is physical. La fel cum și învierea nu este doar spirituală, ci și fizică. So if there's one verse which shows to us in the New Testament, deci este un verset care ne arată în Noul Testament, that death is physical as a result of sin, că moartea este fizică ca și un rezultat al păcatului, then it's this one, 1 Corinthians 15, 21 and 22. Deci acest verset ne arată. So now we need to come to the origin of death and its solution. Și acum trebuie să vorbim despre originea morții și soluția la moarte. God said to Adam, in the day you eat thereof, you will surely die. Dumnezeu i-a spus lui Adam că în ziua în care vei mânca, vei muri cu siguranță. And then he says, because you have taken of the fruit, și apoi spune, din cauza că ai gustat din fruct, you will go back to dust. Vei merge înapoi în țărână. So the conclusion must be, deci concluzia trebuie să fie,
that it is physical death as well as spiritual. Că e vorba atât de o moarte fizică, cât și de o moarte spirituală. Romans 5 says something very similar to 1 Corinthians 15. Roman 5 spune ceva foarte asemănător cu 1 Corinteni 15. And in Romans 5 it clearly has an argument which you cannot get a razor blade into it. Și în Roman 5 are un punct de vedere în care nu poți să introduci nici măcar o lamă de rasă așa de clară. Paul's theological logic is inescapable. Logica teologică a lui Pavel este una de care nu poți să scapi. As by one man sin entered into the world and death by sin. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, so death passed upon all men for that all have sinned. Prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. And it is clear from the context that Paul is referring to both spiritual and physical death. Și e foarte clar din context că Pavel se referea atât la moarte spirituală cât și la una fizică. Just as I was saying in 1 Corinthians 15. La fel cum spuneam și din 1 Corinteni 15. So as in Adam all die, so all in Christ shall be made alive. Deci așa cum toți mor în Adam, toți în Hristos vor învia. So when we've got people like Francis Collins who is claiming to believe in the Bible, deci atunci când avem oameni ca și Francis Collins care pretinde că crede în Biblie, and also believing in evolution, și crede de asemenea și în evoluție, he is arguing in this quote, el susține în acest citat, that God used evolution as his means of creation. Că Dumnezeu a utilizat evoluția ca și un mijloc pentru creație. Is he right? Are dreptate? No, he's absolutely wrong. Îi greșește clar. And there is many seminary people in America and in England who are teaching exactly like Francis Collins. Și sunt mulți oameni în seminarii care predau exact în același fel ca și Francis Collins. But now we come to a second point. Dar acum ajungem la un al doilea punct. This second point is equally important. Acest punct al doilea este la fel de important. Because creation was by God's spoken word. Creația s-a înfăptuit prin cuvântul rostit al lui Dumnezeu. In Genesis chapter 1. În Geneza capitolul 1. You know when you read it that it constantly has this refrain. Vei ști atunci când vei citi că în mod constant are acest refren. And God said. Și Dumnezeu a spus. And God said. Dumnezeu a spus. God said, God said, God said all the way through. Până la capăt. And then the first one it says it was light, there was light. Și apoi prima dată spune și a fost lumină. And then all the way through it says it was so, it was so, it was so. Și apoi până la capăt spune și a fost așa, și a fost așa, și a fost așa. Now, the evolutionist, acum evoluționiștii, has to argue that God, like Francis Collins, is somehow using a process when it says everything into existence, speaks everything into existence. Ei spun că cei ca și Francis Collins spun că Dumnezeu folosește un proces atunci când aduce lucrurile în ființă. Now how do you resist that argument? Și cum te poți opune acestui argument? Well, we need to ask two questions from the text. Trebuie să punem două întrebări din text. Who is speaking? Cine vorbește? And by what means is everything coming into existence? Și prin ce mijloc vin toate în existență? You will immediately tell me God is speaking. Îmi vei spune imediat că Dumnezeu vorbește. And his word brings a response. Și cuvântul lui provoacă un răspuns, o reacție. But let's ask the question a bit more carefully. Dar hai să punem această întrebare un pic mai cu grijă. In the light of the New Testament, în lumina Noului Testament, do we know more about who is speaking? Știm cumva mai multe despre cine vorbește? And the answer is we do. Și răspunsul este că da, știm. We can turn to a number of passages, but one of the notable ones is Colossians chapter 1. Putem să deschidem la mai multe pasaje, dar unul dintre cele mai remarcabile este din Coloseni 1. And it says in Colossians chapter 1. Și spune în Coloseni 1, capitolul 1. By 1, him, verse 16, were all things created that are in heaven, earth, visible, invisible. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Thrones, dominions, principalities, powers,
all things were created by him and for him. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. This is a pretty inclusive statement, would you not agree? Este un enunț destul de inclusiv, nu crezi? And who is Colossians 1 referring to? Și la cine se referă Coloseni 1? There is absolutely no doubt it's referring to the Lord Jesus Christ. Nu este nicio îndoială că se referă la Domnul Iisus Hristos. Because it says in whom we have redemption through his blood. Pentru că spune în cine avem răscumpărare prin sângele lui. And though I don't have it on the screen, și chiar dacă nu am proiectat, you probably know the opening verses of John's Gospel. Probabil că știți cuvintele de deschidere din Evanghelia lui Ioan. And it says in verse 3 of John's Gospel. Și spune în versetul 3. All things were made by him. Toate lucrurile au fost făcute de el. And without him was not anything made that was made. Și fără el nimic din ce a fost făcut nu ar fi fost făcut. Now Ray showed to us a wonderful apple peeler. Ray ne-a arătat un minunat curățător de mere. Now maybe he made it. Poate că el l-a făcut. But you would never say that Ray made everything in this room. Dar nu vei spune că Ray a făcut tot ce este în camera asta. It's one thing to make some device. Este un lucru să faci tu o chestie. But it's quite another to say without Ray nothing was made. Dar e altceva să spui că fără Ray nimic nu a fost făcut. Do you see the force of John chapter 1 and Colossians 1? Înțelegi forța cărții Ioan capitolul 1 și Coloseni 1? What it's saying is that the Lord Jesus magnificently is the central person of creation. Have you got it? Ceea ce spune este că în mod magnific Domnul Iisus este partea centrală, personajul central al creației. Ai înțeles? Have you understood that this creation issue not only affects the cross? Ați înțeles că problematica creației nu doar afectează crucea. Evolution also attacks the person of Christ. Evoluția atacă inclusiv persoana lui Hristos. Because the Lord Jesus Christ is the one who brought everything into existence. Pentru că Domnul Iisus Hristos este cel care a adus toate în existență. Now, this is not to say that God the Father and God the Holy Spirit are not involved in creation. We need to be careful. Trebuie să avem grijă. Asta nu vrea să spună că Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt nu sunt implicați în creație. Genesis 1 verse 3 says the Spirit of God moved on the face of the waters. Geneza 1 cu 3 spune că Duhul Domnului plutea deasupra apelor. Genesis 1 verse 26 says let us plural make man in our image. Geneza 1 cu 26 spune că fie ca noi la plural să facem om după chipul și asemănarea noastră. In the beginning God, the opening verse of the whole Bible is plural. La început Dumnezeu, versetul care deschide Biblia este la plural. The best way to understand this is to turn with me to Hebrews chapter 11. Cel mai bun mod de a înțelege asta este să deschideți și voi Biblia la Evrei capitolul 1. Verse 3. Versetul 3. Who being the brightness of his glory and the express image of his person. Hebrews chapter 1 verse 3. Okay. Sorry, I haven't got it on the screen. Oh, I may have it. Yeah, no, I do. There it is. Here we are. No, that's 11 verse 3. You need Hebrews 1 verse 3. Sorry, I should have. El care este oglindirea slavei și reprezentarea exactă a naturii lui și care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui. Now, Jesus is described in two actions here. Deci Iisus este descris în două acțiuni aici. He is the brightness of God's glory. El este oglindirea slavei lui Dumnezeu. He sustains the whole universe by the word of his power. El susține tot universul prin puterea cuvântului, prin cuvântul puterii lui. But we've already seen that he's the central person in creation. Dar am văzut deja că el este personajul central al creației. We know that Hebrews 11 says that creation was by the word of God. Știm că Evrei 11 spune că această creație a fost prin cuvântul lui Dumnezeu. Now come with me, there is a very forceful argument that I'm going to make. Acum urmăriți-mă, este un argument foarte puternic pe care o să-l susțin. Creation is
by God and His Word. Creația s-a înfăptuit prin Dumnezeu și cuvântul Lui. We've now seen that specifically it's by Christ and His Word. Acum am văzut că în mod specific este prin Hristos și cuvântul Lui. Now come with me to the New Testament. Acum urmați-mă în Noul Testament. Same person. Aceeași persoană. Same agency, the Word of God. Același agent, cuvântul lui Dumnezeu. And tell me how many millions of years it took for the storm to come on the Lake of Galilee. Și spuneți-mi de câte milioane de ani a fost nevoie să vină această furtună pe lacul Galilei, pe Marea Galilei. How many millions of seconds did it take for the man who was sick to get up and walk? Câte milioane de secunde i-au trebuit omului care a fost bolnav să se ridice și să umble? How many millions of milliseconds did it take for Lazarus to come out of the tomb? Câte milioane de milisecunde i-au trebuit lui Lazar să iasă din mormânt? You know that the answer is immediately. Știi că răspunsul este imediat, pe loc. So what does this show to me? Ce mi arată mie asta? The same person with the same means 2000 years ago. Aceeași persoană cu aceleași mijloace 2000 de ani în urmă. Immediately saw response when he said, Lazarus, come out of the grave. A văzut, and all the other miracles. A văzut un răspuns imediat atunci când a spus Lazar, ieși din mormânt și toate celelalte miracole. Now go back to Genesis 1. Acum să ne întoarcem la Geneza 1. What's the implication? Ce înseamnă asta? Ce implică asta? Light, there was light straight away. Lumină și a fost lumină imediat. Flowers and trees on day 3, immediate. Ziua a treia, plante și copaci imediat. Stars on day 4, immediate. Stele în ziua a patra, imediat. Sun, moon, immediate. Soare mișcă pe loc. Fish and flying birds, which we'll talk about tomorrow, immediately. Pești și păsări despre care vom vorbi mâine, imediat. Dust, man, immediate. Țărână, om, imediat. Friends, there is no room biblically for any evolutionary ideas. Prieteni, în mod biblic nu există loc de niciun fel de idee evoluționistă. And if you do, you diminish the power of my Savior. Și dacă lași loc, atunci diminuezi puterea Salvatorului meu. You diminish the glory of Christ. Diminuezi gloria lui Hristos. Who is demonstrated all the way through the Old Testament as the Creator. Iar el este demonstrat prin întregul Nou Testament ca fiind creatorul. It's not just in Genesis, all the way through the prophets, all the way through the Psalms. Constantly God says, I am the one who made you. Nu doar în Geneza, ci prin profeți, prin toate cărțile din Vechiul Testament, Dumnezeu spune că eu sunt Dumnezeul care te-am creat. So friends, we need to be clear that evolution undermines the person of Christ. Deci, prieteni, trebuie să ne fie clar că evoluția subminează persoana lui Hristos. But now we come to another point. Dar ajungem la un alt punct. Those first two points are the major ones. Primele două puncte au fost cele majore, principale. Now we come to two points which are important, but they're not quite as crucial as the first two. Acum ajungem la alte două puncte care sunt importante, dar nu chiar așa cruciale ca și primele două. Because now we're going to see that man could not have been made biblically from pre-existing creatures. Pentru că acum vedem că în mod biblic omul nu putea fi creat din creaturi preexistente. First of all, it says that man was made in the image of God. That was not true of Elijah. În primul rând, spune că omul a fost creat în imaginea lui Dumnezeu. God breathed into Adam. Dumnezeu a suflat în Adam. And he became a living soul. Și a devenit un suflet viu. And it's when we grasp that we see that man is different to the animals. Și atunci când înțelegem lucrul ăsta, vom vedea că că omul este diferit de animale. Time won't permit me tonight to unfold Genesis 2. Timpul nu-mi permite astăzi să intru mai în detalii legate de Geneza 2. But briefly, may I just point out that Genesis 2 gives you detail. Dar voi scoate în evidență doar pe scurt că Geneza 2 îți dă detalii. There is no contradiction. Nu sunt contradicții. Genesis 2 says who was created first.
Geneza 2 spune cine a fost creat prima dată. Very surprisingly, the male was created first. În mod surprinzător, bărbatul a fost creat primul. Not the female. Nu femeia. And Adam made first is referred to in 1 Timothy chapter 2. Și faptul că Adam a fost făcut primul este prezentat și în 1 Timotei capitolul 2. Eve was made after Adam. Eva a fost creată după Adam. Why is that important? De ce e important? Well, if God was, as John Stott says, if God was taking some brutes and breathing into it. Deci dacă ar fi fost cum spune John Stott că Dumnezeu a luat niște brute și a suflat în ele. And saying, right, you two, you're going to be Adam and Eve. Și ar fi zis că uite voi doi o să fiți Adam și Eva. It would make a nonsense to say in Genesis 2 that now he makes Eve out of the side of Adam when he's already got another who's a female. N-ar fi avut sens să spună mai târziu că a făcut-o pe Eva din Adam pentru că avea deja un alt, o altă primată din care să facă femeie. So you can see that immediately the whole context of Genesis 1 and 2 and 1 Timothy 2 is telling you that Adam was made literally from dust. Deci așa vezi că în tot contextul din Geneza 1 și 2 și din 1 Timotei 2 se vede că Adam a fost făcut direct din țărână. Biblical logic tells you. Logica biblică îți spune that there is no room for any evolutionary ideas in Genesis. Că nu există loc de niciun fel de idei evoluționiste în Geneza. And just to put the lid on it, as we say in English. Și numai să punem punctul pe i. Well, English as against the American English. Engleza britanică, nu ca și în engleza americană. To put the lid on it in Genesis 3. În Geneza 3. After the fall. După cădere. God says to Adam. Dumnezeu îi spune lui Adam. This verse that we had earlier. Acest verset pe care l-am avut mai devreme. Adam, you are dust. Adam, tu ești țărână. And you're going to go back to dust. Și te vei întoarce în țărână. Well, you can't have it that Adam, you are a creature. Deci nu poți să spui că Adame, tu ești o maimuță. And you're going back to being some sort of ape-like creature. Și te vei întoarce să fii un fel de animal care seamănă cu o maimuță. I know those of us who are fathers know full well that teenagers sometimes do grunt. Știm cei care suntem tați că adolescenții uneori au reacții din astea. Hello, son. Salut, fiule. Would you like a cup of tea? Vrei o cană de ceai? We know all that. Știm chestiile astea. But joking apart, dar lăsând gluma deoparte, it is not saying that Adam was to go back to being something like an ape. Nu are sens să spui că Adam s-a întors să fie ceva asemănător cu o maimuță. The force of Genesis 3:19. Forța versetului 19 din Geneza 3. Is that Adam must have literally come from dust. Este că Adam trebuie să fi venit în mod clar, efectiv din țărână. And all of us here sadly are going to go back to dust. Și din păcate toți cei care suntem aici ne vom întoarce în țărână. So the conclusion is clear. Deci concluzia e clară. There is no room for pre-existing living creatures that Adam was made from. No. Nu este loc de alte creaturi preexistente din care să fi fost făcut Adam. So look, I'm going to now just to move you on because I want to come to my fourth point. Doar să mergem mai departe pentru că vreau să ajung la punctul 4. And the fourth point is this, that the flood was global. Și punctul 4 este acesta, potopul a fost global. The flood is described in Genesis 6-9. Potopul este descris în Geneza 6. And in Genesis 7 verse 19 it says. De la 6 la 9 și în Geneza 7 versetul 19 spune. The all the high hills under the heaven were covered. Că apele au ajuns din ce în ce mai mari și toți munții înalți care au fost sub cerul întreg au fost acoperiți. Now why do I stress the flood tonight? Atunci de ce scot în seara asta? De ce insist asupra potopului în seara asta? Because almost without fail. Pentru că aproape în fiecare situație. Every time I meet someone who believes that God used evolution. De fiecare dată când întâlnesc pe cineva care crede că Dumnezeu a folosit evoluția.
Or else they say God did a series of creative acts over millions of years. Sau spune că Dumnezeu a înfăptuit câteva acte de creație, mai multe acte de creație de-a lungul milionilor de ani. And we call that view progressive creation. You'll have heard of Reasons to Believe and Hugh Ross and people like that. Și numim asta creație progresivă. Every time I hear people expressing that view. De câte ori aud pe cineva exprimând acest punct de vedere? Almost to a man and a woman, they will all say that the flood was not global. Ei toți vor spune, de la bărbat la femeie, că potopul nu a fost global. But now, does the Bible teach a global flood? Dar Biblia ne învață despre un potop global sau nu? And the answer is it does. Și răspunsul este da. For the following reasons. Din motivul următor. What does it mean to have all the hills under the heaven covered? Ce înseamnă ca toți munții sub cer să fie acoperiți? Suppose you only covered some of the mountains in the region, say, of the Middle East. Să presupunem că ar fi fost acoperiți doar câțiva munți într-o regiune în Orientul Mijlociu. And then you got to the edge of the water where the mountains were higher. Și apoi ai fi ajuns la marginea apei, acolo unde munții erau mai înalți. Then those mountains right next to the new waters would not be covered. Atunci exact acei munți lângă apă n-ar fi fost acoperiți. And if you don't have high mountains, well, you've then got a problem because then you've got part of the world not covered. Și dacă nu ai munți înalți, atunci ai o problemă pentru că o parte mai mare din pământ ar fi fost acoperit. This sort of situation where we got a vertical drop of water at the edge of a local flood. Și am fi ajuns la situații de genul ăsta unde aveam apă verticală la marginea potopului. It doesn't make sense. Și nu este logic. What's the point anyway of Noah building an ark if all he had to do was just to go as far as he could away from the area which is going to be flooded? Care ar fi fost motivul ca Noe să trebuia să construiască o arcă dacă putea doar să meargă un pic mai încolo unde nu era potop? But I'll tell you what really makes the point of a global flood. Dar vă spun care este argumentul principal pentru un potop global. There are two key points which really show to us that the flood had to be global. Sunt două puncte cheie care ne arată că potopul trebuie să fi fost global. And remember these. Și aminteseți asta. The first one is the rainbow promise after the flood. Primul este promisiunea curcubeului de după potop. God said, when you see the rainbow. Dumnezeu a spus când vei vedea curcubeul. I want you to remember that I'm never going to flood the earth again. Vreau să-ți amintești că nu voi mai inunda niciodată pământul. Ați înțeles? Do you get rainbows here? Aveți curcubee pe aici? Loads. Da, o grămadă. You get them a lot in Manchester. O grămadă și mai multe în Manchester. The rain in Spain doesn't fall mainly on the plain, it falls mainly on Manchester. Pentru că don't worry, that's an English ism. It won't come out in Romanian. Nu o să funcționeze gluma. Okay, so there's a lot of rain and you see a rainbow. Bun, deci este o glumă, plouă mult și poți să vezi un curcubeu. And we know God's promise, he'll never flood the earth again. Și știm promisiunea lui Dumnezeu că el nu va mai inunda niciodată pământul. Now supposing that is a local flood that he's saying he'll never do again. Acum să presupunem că este doar un potop local despre care ne promite că nu-l va mai face niciodată. What do you make of 11 years ago when a quarter of a million people died in one day? Atunci, cum interpretezi ce s-a întâmplat în urmă cu ceva timp când un sfert de milion de oameni au murit într-o singură zi? That was a pretty big local flood. A fost un potop local destul de mare. Has God broken his promise? Dumnezeu și-a încălcat promisiunea. What do you make of Sendai 4 years ago in Japan? Sau ce spui de Sendai cu 4 ani în urmă în Japonia? Un tsunami? Massive tsunami swept in. And destroyed many people. Care a venit și a distrus mulți oameni. You see, a local flood. Vezi, un potop local. Means that God has broken his promise many times. Înseamnă că Dumnezeu și-a încălcat promisiunea de multe ori. But if in fact Noah's flood is not local but global. Dar în schimb, dacă acel potop nu este local ci global. Then God has kept his promise. Atunci Dumnezeu și-a păstrat promisiunea, și-a ținut promisiunea. The logic is inescapable. That's point number one. Deci nu pot să scap de logica asta. Asta e punctul numărul 1. But now I come to point number 2. Dar acum ajungem la punctul 2. Now remember what I said. Amintește ce ți-am spus. That you understand Genesis through the lens of other scriptures.
că înțelegi Geneza prin alte scripturi, alte versete. It's all scripture is inspired by God. Toată scriptura este inspirată de Dumnezeu. So we read the totality of scripture. Deci trebuie să citim întreaga scriptură. Can I just give a word of personal testimony here? Pot să vă dau o mărturie personală. Ever since being a Christian for about 4 or 5 years. După ce am fost creștin vreo 4-5 ani. In about the early 1970s, I made it a practice to read the Bible through every year. La cam prin anii 70 mi-am făcut o obișnuință de a citi întreaga Biblie în fiecare an. Read it. Read some scripture every day. Never go into the day without reading scripture. Să citesc câteva versete în fiecare zi, să nu treacă nicio zi până nu citesc ceva versete. And pray to God. Și să mă rog lui Dumnezeu. That is a golden rule for every Christian. Asta e o regulă de aur pentru orice creștin. And I have found that God has instructed me through his word. Și mi-am dat seama că Dumnezeu m-a instruit prin cuvântul lui. And I've seen for myself, not just commentaries telling me, but I've seen for myself how the New Testament fits with the old. Și am văzut, mi-am dat seama singur, nu doar din ce am citit, cum Noul Testament se potrivește cu Vechiul Testament. So it's not just Genesis which tells us about the flood. Deci nu e doar Geneza care ne vorbește despre potop. And all the warnings that were coming from Enoch and the birth of Methuselah that the flood would come. Și toate avertizările care veneau de la Enoch și de la nașterea lui Methuselah. No, Metusalem, că va veni potopul. Methuselah's name means when I am dead, it will come. Numele lui Matusalem, Metusela, însemna că atunci când eu mor, atunci va veni. Fancy Enoch naming his son. Interesant că Enoch și-a numit fiul că atunci când eu voi muri. So everybody knew that when Methuselah was running around. Deci toată lumea știa. Deci toată lumea știa când îl vedea pe Matusalem că alerga pe acolo, că dacă se împiedica și se întâmpla ceva, toți erau pe fază, erau îngrijorați. I'm drawing a smile there. But Methuselah was known to be an important person. Deci vreau numai să vă fac să zâmbiți, dar ideea e că se știa că Matusalem a fost o persoană importantă. And when he died, și când a murit, it was going to come. Urma, când a murit, urma să vină. For 969 years the world had warning. 969 de ani pământul a avut un avertisment. Enoch, one of the most godliest men in the whole Bible. Enoch, unul din oamenii cei mai dumnezeiești din întreaga Biblie. Did not die. N-a murit. He was taken. A fost luat. And his son, și fiul lui, as it were, had a mark in his name. Avea un însemn al numelui lui. And everywhere Methuselah went. Și oriunde mergea Matusalem. Everybody knew. Toată lumea știa. That the very name was a witness that something was coming. Că însuși numele era o mărturie a faptului că ceva urma să vină. And it came. Și a venit. And the flood is recorded of course in Genesis 6-9. Și potopul este evident înregistrat în Geneza de la 6 la 9. Now I want you to see that there is an important New Testament argument. Acum vreau să înțelegeți că există un argument important în Noul Testament. Because it says in 2 Peter chapter 3. Pentru că spune în 2 Petru capitolul 3. And it refers to the scriptures 3 times in 2 Peter 3. Și se referă la scripturi de 3 ori în 2 Petru. The scriptures, the word 3. Se referă la cuvânt de 3 ori. And it says the creation was by the word of God. Și spune creația s-a înfăptuit prin cuvântul lui Dumnezeu. Then it says whereby, referring to the word, whereby the world that then was flooded. Atunci spune acolo unde pământul apoi a fost inundat. It says whereby the world that then was perished. Și apoi unde pământul a fost distrus. And then it says by the same word. Prin același cuvânt, the world now, lumea acum, is reserved unto fire. Este ținută pentru foc. Now, can anybody doubt
that acum, Peter is talking about a worldwide event. Acum poate se îndoiește cineva că Petru vorbește despre un eveniment global care urmează să vină? It's obvious he's referring to the end of everything. Este evident, se referă la sfârșitul tuturor lucrurilor. So by the same token, he's saying that the world before the flood perished by water, just like the world now is going to be destroyed by fire. Deci în același fel spune că pământul de dinainte a fost distrus prin apă, așa cum lumea de acum, pământul de acum va fi distrus prin distrusă prin foc. And if you're still not convinced, look at what the Lord Jesus said in Luke 17. Și dacă tot nu ești convins, vezi ce spune Domnul Iisus în Luca 17. As it was in the days of Noah, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, so shall it be in the day of the Son of Man. Se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. So the Lord draws a comparison. Deci Domnul face o comparație. Between the days of the flood leading up to the flood, între zilele care au condus la potop, and the days leading up to when he returns. Și zilele care conduc la întoarcerea lui. So we have here a very forceful New Testament statement. Deci avem aici un enunț plin de putere din Noul Testament. That in God's mind the flood is global just as much as the second coming is global. Că potopul a fost global la fel de mult ca și a doua venire, cum va fi a globală. The world that then was perished. Lumea de atunci a pierit. And we need to realize that there was a global flood. Și trebuie să realizăm că a fost un potop global. For the reasons that I've just been stating to you. Din motivele pe care tocmai vi le-am prezentat. Now, let me just now draw the implications as I close on this. Acum hai să scot în evidență care sunt implicațiile în Because I want to just in the closing minutes draw some implications concerning two issues which are implied. Pentru că în aceste minute de încheiere vreau să scot în evidență două lucruri. Number one, the days of creation. Primul, sunt zilele creației. Many people have problems with the day. Multă lume are o problemă cu ziua. Because that word day, of course, can mean at times an indefinite period. Pentru că acea o zi în anumite situații poate să însemne o perioadă nedeterminată. And people correctly point out that in Genesis 2, și oamenii în mod corect scot în evidență că în Geneza 2, it says that in Genesis 2 verse 4, Geneza 2 versetul 4, these are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Acestea sunt generațiile zilele care generația care a fost creată în ziua în care Dumnezeu a creat cerurile. So there are places even in Genesis where the word day can mean a general period. Deci sunt locuri chiar și în Geneza unde cuvântul zi poate să însemne o perioadă generală. Why is that not the case in Genesis 1? De ce nu e vorba de același lucru în Geneza 1? Because in Genesis 1 it is historical literature. Pentru că în Geneza 1 este literatură istorică. It's not poetry. Nu e poezie. Poetry has parallelisms. Poezia are paralelisme. And we don't get that in Genesis 1 except possibly verse 27, but even that is history. Dar nu avem asta în Geneza 1, poate versetul 27, dar chiar și acela este istorie. No, it is true that there are places where the word day can mean an indefinite period of time. E adevărat că sunt locuri în care cuvântul ziua poate să însemne o perioadă nedefinită de timp. But it is not the case in Genesis 1. Dar nu e cazul în Geneza 1. Because the context makes it plain. Pentru că contextul face să fie lucrurile clare. Number one, he says evening and morning. Prima dată spune dimineață și seară. Evening and morning, everywhere in the Old Testament where you get evening with the word day or morning with the word day or evening and morning with the word day. Deci oriunde în Vechiul Testament unde ai dimineață cu cuvântul ziua sau seară cuvântul ziua sau dimineață și seară cu cuvântul ziua, it always means an ordinary 24-hour day. Întotdeauna se referă la o zi normală de 24 de ore.
1 Samuel 17, verse 16, de exemplu. Goliath drew near morning and evening and presented himself 40 million years. Goliat a fost acolo zi și dimineață și se dădea mare, se prezenta. Timp de 40 de milioane de ani? Nu. It's obvious that the word day, because it got evening and morning, means an ordinary 40 days, nearly 6 weeks. Este evident că acele zile erau 40 de zile normale, pentru că era vorba de dimineață și seara. The other reason why in Genesis 1 we know that the word day means 24 hours. Un alt motiv pentru care ne dăm seama că în Geneza 1 cuvântul ziua înseamnă 24 de ore. Is because it says first day, second day. Pentru că spune prima zi, a doua zi. Literally, it is God said let there be light, day number 1. În mod evident spune că Dumnezeu a spus să fie lumină, ziua numărul 1. And then God separating the waters above from the waters beneath. Day number 2. Și apoi Dumnezeu a separat apele de sus de apele de jos, ziua numărul 2. It's a very definite way of writing in the Hebrew. Este un mod foarte precis de a scrie în ebraică. And everywhere you get a number with the word yom. Și peste tot unde ai un număr împreună cu cuvântul yom. In the Hebrew. În ebraică. It always means a 24-hour day. Întotdeauna se referă la o zi de 24 de ore. There is one other reason, and that's this. Mai este un motiv și este acesta. In Exodus 20, în Exodul capitolul 20, it tells all of us, but particularly the Jews, ne spune la noi toți, dar în mod special evreilor, to remember the Sabbath day. Să-și amintească, să țină minte ziua de sabat. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth. Pentru că în 6 zile Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Well, you can't have God changing the word, meaning of the word day in one sentence. Vă dați seama că Dumnezeu nu va schimba înțelesul cuvântului ziua de mai multe ori în aceeași propoziție. Well, people might be asking, well, what about the sun or the moon? Da, oamenii vor spune că ce se întâmplă atunci cu soarele și cu luna. Where's the light going to come from then if you're right, Andy? De unde va veni lumina dacă tu ai dreptate, Andy? For the first 3 days. Pentru primele 3 zile. Well, the answer lies by understanding. Răspunsul îl veți găsi înțelegând that the light doesn't have to come from the sun and the moon. Că lumina nu e necesar să vină de la soare sau de la lună. In Matthew chapter 17, Jesus on the Mount of Transfiguration. În Matei 17, Iisus pe muntele schimbării la față. Where did the light come from? De unde a venit lumina? You know it didn't come from the sun or the moon. Știți că nu a venit de la soare sau de la lună. It came from Jesus himself. A venit de la însuși Isus. And in Revelation, și în Apocalipsă, it specifically says that we don't need the sun and the moon there. Zice în mod specific că nu avem nevoie de soare și de lună acolo. Because the Lamb, the Lord Jesus Christ, is the light of that place. Pentru că mielul Domnului Isus Hristos este lumina acelui loc. Well, we get many other people trying to object. But really, it is quite simple. E bine, sunt mulți oameni care mai încearcă să se opună, dar este foarte simplu. We do not know exactly what the light was. Nu știm exact ce a fost acea lumină. But it could have been God himself. Dar putea să fie însuși Dumnezeu. And then the fourth day. Și apoi în a patra zi. The sun, moon and the stars took soarele, over. Luna și stelele au preluat treaba. I can hear you saying, well, what about 2 Peter 3 verse 8? Pot să vă aud spunând, bun, și ce se întâmplă cu 2 Petru capitolul 3 versetul 8? Which says the day with the Lord is like 1,000 years. Care spune că o zi pentru Domnul e ca 1,000 de ani. But it does not say that one day equals 1,000 years. Dar nu spune că o zi este egală cu 1,000 de ani. It just says that the Lord is outside time. Ne spune doar că Domnul este în afara timpului. And one of the best verses which is a parallel to 2 Peter 3:8. Și unul din versetele cele mai bune care sunt o paralelă is Psalm 90. Este Psalmul 90. Which is written by Moses. Care e scris de Moise. 1,000 years in your sight are but as yesterday. Căci înaintea ta 1,000 de ani sunt ca ziua de ieri. As a watch in the night. Ca o strajă din noapte. So we don't need
to invoke one day is equal to 1,000 years. Deci n-avem nevoie să invocăm argumentul cum că o zi ar fi 1000 de ani. It is simply saying that God is outside time. It's nothing to do. Dar spune în mod simplu că Dumnezeu este în afara timpului. 2 Peter 3 verse 8 is nothing to do with explaining Genesis 1. 2 Petru 3 versetul 8 nu are nicio treabă cu explicarea Genezei capitolul 1. And the other thing that I just wanted to bring out to you is the real history. Este istoria reală. Is actually there in Genesis 5 and 11. Este de fapt în Geneza 5 și 11. And if we actually alter Genesis 5, și dacă noi modificăm Geneza 5, then we are destroying God's clock of history. Atunci distrugem ceasornicul lui Dumnezeu al istoriei. The Bible is the only book, Biblia este singura carte, which actually has a timeline, care are o linie temporară, which goes not only from the past to us, care nu doar merge din trecut până la noi, but tells us where we're going in the future. Dar ne spune și unde vom merge în viitor. It's like a map. E ca o hartă. You can't really understand properly where you are if you've only got half the map. Nu poți să înțelegi foarte bine unde ești dacă ai doar jumătate din hartă. But the Bible tells us where we've come from. Dar Biblia ne spune de unde venim. And it certainly has nothing to do with evolutionary sophistry. Și în mod evident nu are nicio legătură cu vreun sofism evoluționist. So Genesis 1 to 11 is history. Deci Geneza de la 1 la 11 este istorie. And that view is not history. Și viziunea morții nu este istorie. And we need to resist it. Și trebuie să ne opunem. And we need to resist this idea which has come into the church. Și trebuie să ne opunem acestei idei care vine în biserică. Evolution teaches millions of years. Death, death, death. Evoluția ne învață că au fost milioane de ani de moarte, moarte, moarte. But it's neither true biblically, theologically or scientifically. Dar nu este real nici biblic, teologic sau științific. It destroys the gospel. Distruge evanghelia. And it removes our understanding as to where suffering comes from. Și ne distruge înțelegerea sursei suferinței. This is the true story of death. Asta este adevărata poveste a morții. That Adam brought death into the world and the flood came later. Că Adam a adus moartea în lume și potopul a venit mai târziu. I'm going to close by actually mentioning one very important point, and that's this. Voi încheia menționând un lucru foarte important și este acesta. Al Mohler, who is a person who stands in America against theistic evolution. Albert Mohler, care este o persoană care se opune evoluției teistice din Statele Unite. Has said that this is a controversy where we must stand. Spune că asta este o controversă unde trebuie să stăm, să ne opunem. If we don't stand, we will lose even our biblical credibility. Dacă nu stăm, dacă nu ne opunem, vom pierde chiar și credibilitatea noastră biblică. And it's very interesting that when you look, e foarte interesant că atunci când te uiți, at the real history, for instance, of the population of the world, la istoria reală a populației lumii, it shows to us over 7 billion now. Ne arată că suntem peste 7 miliarde acum. At the time of the Austrian-Hungarian Empire, which Romania was part of, it was about 1 billion. Și în perioada Imperiului Austro-Ungar, din care a făcut parte și o parte din România, a fost aproximativ 1 miliard. At the time of Christ, it was below 500 million. Pe vremea lui Hristos a fost sub 500 de milioane. And as you go back here, it's telling you, and și cum te întorci aici, îți spune, it's pointing towards just a few thousand years. Și ne îndreaptă către o perioadă de doar câteva mii de ani. So the Bible is true. Deci Biblia este adevărată. And we need to stand firm. Și noi trebuie să stăm ferm. Those four points are the cardinal points. Aceste patru puncte sunt niște puncte cardinale. The Bible doesn't teach anything to do with evolution. Biblia nu ne învață nimic legat de evoluție. And it says here
in John chapter 10 verse 35. Și spune aici în Ioan capitolul 10 versetul 35. This is where he is speaking. Sunt cuvintele lui Isus, aici el vorbește. And he says that scripture cannot be broken. Și spune că scriptura nu poate fi desfințată. Another passage in John 5 says this. Un alt pasaj în Ioan 5 spune asta. If you will not believe Moses, dacă nu l-ați crede pe Moise, and if you will not accept what he says, și dacă nu veți accepta ceea ce el spune, then you won't believe me. Atunci nu mă veți crede nici pe mine. If you had believed Moses, you would have believed me. Dacă l-ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine. You see, the two are connected. Vedeți, amândouă sunt legate. Genesis. Geneza. Is the word of Moses. Este cuvântul lui Moise. We've got various books which are available. Avem tot felul de cărți care sunt disponibile. Please look at them, they're on the right as you go out during the break. Vă rugăm să vă uitați afară în timp ce mergeți în pauză. And we also have my own book Genesis for today. Și avem și cartea mea Geneza pentru astăzi. Which is just called Geneza in Romanian. Care tocmai este tradusă și în română. And that has numită many Geneza of the română. That has many of the arguments that I've just been mentioning. Și are multe dintre argumentele despre care vorbeam. We also have Stuart Burgess's book. Avem și cartea lui Stuart Burgess. Hallmarks of Design. Care este amprente ale designului inteligent. And there are a number of other books which are available. Și sunt și tot felul de alte cărți disponibile. Thank you. Questions. Sunt și câteva întrebări. Întrebarea 1. Când Adam a păcătuit, Dumnezeu a zis să-l izgonim pe om din grădină, să nu mănânce din pomul vieții și să trăiască veșnic ca și noi. Parafrazare din Geneza, capitolul 3. Asta implică faptul că inițial omul nu a fost creat să trăiască veșnic, deci la un moment dat ar fi murit fizic chiar și dacă nu ar fi căzut în păcat. Dacă nu era moarte înainte, de ce exista un pom din care să mănânci și să trăiești în veci? Cum comentați acest lucru? It's very easy to answer that question because God guarded the tree of life. Este foarte ușor să răspund la această întrebare pentru că Dumnezeu a păzit pomul vieții. So God obviously brought in a means. Deci Dumnezeu în mod evident a adus un mijloc. Just after creation to sustain man. Imediat după creație ca să-l susțină pe om. So he would never die. Ca să nu moară niciodată. But as soon as death came in. Dar în momentul în care moartea a venit. De când păcatul a venit. He was pushed out of the garden. El a fost împins afară din grădină. And the tree of life was not accessible to him. Și pomul vieții nu i-a mai fost accesibil. So that shows to us that death. Asta ne arată că moartea. Was not going to be experienced had he not sinned. Nu ar fi fost experimentată, trăită sau dacă nu ar fi păcătuit. Obviously if he didn't have food, he wouldn't eat. He wouldn't die. He wouldn't live. Evident, dacă nu ar fi avut hrană, n-ar fi trăit. But that access of food was more than just food, it was also stopping him from death. Dar acel acces la hrană era mai mult decât hrană, îl și oprea de la moarte. There are two other mentions of the tree of life. Mai sunt două menționări ale pomului vieții. Interestingly, it appears in Revelation. În mod interesant apare și în Apocalipsa. But then it also is implied, perhaps not direct, but it's there implied. Dar este acolo chiar dacă nu este în mod direct. When Jesus says, I am the true vine in John 15. Atunci când Iisus spune eu sunt vița adevărată în Ioan 15. It's a reference to a tree. Este o referință la un pom. And also he says, I am the way, the truth and the life. Și de asemenea spune eu sunt calea spre adevăr și spre viață. We feed on him. Ne hrănim din el. And the spiritual death is immediately removed. Și moartea spirituală este imediat luată. And eventually, of course, physical death will be removed. Și într-un final, evident, și moartea fizică va fi luată. And the person walking in the garden. Și persoana care se plimbă în grădină. Was none other than the Lord Jesus himself. Nu era altcineva decât Domnul Iisus însuși. Second question. A doua întrebare. Cum se poate ca
și oamenii și mamiferele, unele semănând cu omul, să aibă coduri genetice atât de asemănătoare, mai ales adăugând ideea că omul e din pământ, iar animalele prin cuvântul lui. Okay. Why is there such similarity? Well, de ce este așa o similaritate, similitudine? There is only superficial similarity. Această asemănare este doar superficială. It is not an exact replica all the time. Nu este o copie exactă de fiecare dată. Every creature has a different set of genetic information. Fiecare creatură are un set diferit de informație genetică. It is true that you have what's called pentadactyl structures in the fingers of the hands and the feet. E adevărat că avem această structură cu 5 degete la picioare și la mâini. For all mammals. La toate mamiferele. But that just means that a good design is being used in other creatures as well as humans. Dar asta înseamnă doar că un model bun este folosit la fel în alte creaturi, la fel ca și la oameni. Morphology, which is what the person is talking about. Morfologia la care se referă omul. Is not an argument for evolution. Nu este un argument pentru evoluție. It's just an argument for common design features. Este doar un argument pentru elemente de design comun. I could look at various cars made by different companies. Pot să mă uit la mașini diferite făcute de companii diferite. And I could line them up and say, look, if I put them like this, they could get bigger and bigger cars. Și pot să le pun așa în rând și să spun că uite, poți să ajungi la mașini tot mai mari și mai mari. They've all usually got four wheels and a driving wheel. De obicei toate o să aibă patru roți și volan. And they've got similar features. Și au anumite lucruri asemănătoare. But it doesn't mean that one evolved into another. Dar asta nu înseamnă că una a evoluat în cealaltă. It just means that a good design has been used in other types of cars. Înseamnă doar că modelul bun a fost folosit și la alte tipuri de mașini. It's not really a very strong argument from morphology. Nu este un argument puternic de morfologie. Feel free to ask me privately afterwards if you want to ask me more. Dacă vrei să mă întrebi mai multe despre asta, poți să mă întrebi după. Ok. Întrebarea 3. Știm că timpul este o noțiune relativă. De ce este neapărat ca, ca o zi în perioada creației să fie echivalentul la 24 de ore? Poate o zi la începutul lumii era echivalentul la 10.000 de ani, 10.000 de ani în zilele noastre, și astfel să se explice datările diferite ale oamenilor de știință față de ceea ce pare a se înțelege din Biblie privind vârsta Pământului și vechimea diferitelor specii. We'll come to radioactive dating tomorrow, so maybe the questioner can wait till tomorrow to have that properly answered from the science. Vom vorbi mâine despre vârsta Pământului și despre datări. Deci poate că mâine ar fi mai bine să așteptați un răspuns să primiți un răspuns complet legat de asta. But biblically we know that the day has to be an ordinary day. Dar biblic știm că ziua trebuie să fie o zi normală. And that was the point that I was making theologically and from the exegesis of the word yom. Deci din punct de vedere teologic și din exegeza cuvântului yom, we cannot have the day meaning more than an ordinary day. Nu putem avea o zi care să însemne mai mult decât o zi normală. The scientists, some of them, not all, but some of them are trying to say that there are millions of years. Unii încearcă să spună, nu toți, dar unii încearcă să spună că e vorba de milioane de ani. But the evidence is not strong at all. Dar dovezile nu sunt deloc puternice. Those radioactive dating schemes are not consistent with millions of years. Datările radioactive nu sunt potrivite pentru milioane de ani, nu sunt consistente. They're not pointing to a long period of time. Nu pot să ne arate o perioadă lungă de timp. The actual science is pointing to the flood. Știința reală ne indică potopul. And so we need to have a biblical mindset as we come to the science. Deci când privim știința, trebuie să avem o setare a minții biblică. I'll deal with the science of rocks and fossils tomorrow. Voi vorbi mâine despre știința rocilor și a fosililor. Ok, întrebarea 4. Dacă zilele din Geneza 1 sunt de 24 de ore, cum se explică faptul că lumina stelelor aflate la milioane de ani, lumina a ajuns deja la noi? This question about light is a
not a simple one to deal with in just a few minutes. Această întrebare legată de lumină nu este una ușoară, nu este una simplă și nu o poți trata neapărat doar în câteva minute. But it clearly tells me that God made the stars on the fourth day. Dar îmi spune clar că Dumnezeu a creat stelele în a patra zi. It also says repeatedly throughout the Old Testament. De asemenea, spune în mod repetat prin Vechiul Testament. Isaiah 40. În Isaia 40. Isaiah 42. Isaia 42. It and Jeremiah and Psalms. În Ieremia și în Psalmi. It says that God stretched the heavens. Spune că Domnul Dumnezeu a întins cerurile. The heavens is exactly the same as the word used. Cerurile este exact același cuvânt ca și cel folosit. For where God placed the stars on the fourth day. Folosit la locul pe care Dumnezeu a pus stelele în a patra zi. So God tells me in the Bible that he stretched the very space in which he put the stars. Deci, Biblia îmi spune că Dumnezeu a întins exact locul, l-a extins locul unde a pus stelele. This is not a Big Bang expansion. Asta nu e o extindere de genul Big Bang. This is an expansion of space from a preferred location which the Big Bang people hate to even think about. Este o expansiune a spațiului dintr-un loc preferat la care oamenii care cred în teoria Big Bang-ului un loc pe care ei îl urăsc sau urăsc să se gândească la locul ăsta. And this expansion is by God of space itself. Și această extindere este făcută de către Dumnezeu asupra spațiului în sine. Deci spațiul în sine este extins de către Dumnezeu. Now if you know anything about the starlight problem. Dacă știți ceva despre problematica luminii stelelor. The questioner probably knows. Cel care întreabă probabil că știe. That light is affected by how much mass is there locally. Acela probabil că știe că lumina este afectată de cât de multă masă există local. Mass has gravity has a big effect on light. Gravitația are un efect mare asupra luminii. And if there's more mass near the center than at the edge. Și dacă este mai multă masă în centru față de margini. Then we've got clocks going at different rates in the universe. Atunci putem avea și ceasuri care merg la viteze diferite în univers. But this is not a cosmology which is to do with the Big Bang. Dar asta nu este o cosmologie care are de a face cu Big Bang. It's a cosmology which is based on the Milky Way being close to a preferred center to the universe. Este o cosmologie care are de a face cu faptul că Calea Lactee este într-un loc preferat. You can read more about this by getting Russell Humphrey's book. Poți să citești mai mult despre asta dacă cumperi cartea lui Russell Humphrey. Starlight and Time. Lumina stelelor și timpul. So we can have clocks going at very quickly at the edge of the universe and light from our point of view traveling at enormous rates. Deci putem să avem ceasuri care să meargă foarte repede la marginea universului și lumină care să vină foarte repede către noi. Întrebarea 5. Dacă în natură există un ciclu al apei prin care toată apa evaporată se întoarce pe pământ sub formă de precipitații, de unde a venit atâta apă pentru a inunda tot pământul și unde s-a dus? Okay. The water from the flood is now sitting in the Pacific Ocean. Apa din potop acum este în Oceanul Pacific. The Indian Ocean. Oceanul Indian. The Atlantic Ocean. Oceanul Atlantic. The Arctic and all everywhere else. Oceanul Arctic și peste tot în alte locuri. The Pacific Ocean is much deeper than Everest is tall. Oceanul Pacific este mult mai adânc decât cât este de înalt Everestul. The world before the flood lumea de dinainte de was nothing like the world that is now. Nu a asemănat deloc cu lumea care este acum. The Earth's tectonic plates split open, I suggest, at the flood. Eu sugerez că plăcile tectonice au fost rupte în momentul potopului.
And the water may well have been under the earth. Și apa putea să fie foarte bine sub pământ. Which was then heated and went into the upper atmosphere and came down as rain for 40 days. Care a fost încălzită și s-a ridicat în atmosfera superioară și a căzut sub formă de ploaie timp de 40 de zile și 40 de nopți. There is no problem in where the water came from. Nu există nicio problemă în sursa apei. The Bible tells you that the fountains of the great deep were opened. Biblia ne spune că fântânile adâncurilor au fost deschise. And it's obvious where the water is now. Și evident unde este apa acum. 70% of the earth's surface is covered by water. 70% din suprafața pământului este acoperită cu apă. Get a globe, turn it to look at the Pacific Ocean. Ia un glob și întoarce-l ca să te uiți la Oceanul Pacific. You could just about get a look at a globe where it's entirely blue. Aproape că ai putea să vezi o parte a globului care este complet albastră. California on this side. California este pe partea asta. And Japan and the Far East on the other side. Și Japonia în estul îndepărtat pe cealaltă parte. And New Zealand poking from the bottom. Și Noua Zeelandă de jos. You can see that the world today. Poți să vezi că lumea de astăzi is got a huge amount of water. Conține foarte multă apă. But I suggest that before the flood. Dar sugerez că ideea că înainte de potop. That the ocean that they had was probably not as big. Oceanul pe care l-aveau probabil că nu a fost la fel de mare. But there was no America, there was no Europe, there was no continents like we have today. Nu exista America, nu exista Europa, nu existau continente așa cum avem astăzi. That has come about as from breaking up the earth's crust. Asta a venit din ruperea scoarței terestre. So you can see when you look on a map. Poți să vezi când te uiți pe hartă. That Europe fits into America. Că Europa se potrivește în America. But it wasn't over millions of years that that happened. Dar asta nu s-a întâmplat în milioane de ani. That broke up. Această in one year, s-a produs într-un an. I don't know this for sure, but it fits very well with our understanding of what the Bible says. Nu știu asta 100%, dar se potrivește foarte bine cu ceea ce înțelegem noi din ce ne spune Biblia.